Bună ziua, doamna profesoară Cristina Tunegaru este invitata interviurilor pe SNews de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ați intrat în atenția opiniei publice la începutul anului trecut, în anul 2017, când ați atras atenția că elevii nu ar trebui să învețe texte vechi de 150 de ani. Ce s-a schimbat de atunci și până în acest moment, până astăzi? Cred că în sistemul educațional românesc nu s-a schimbat mare lucru și, în general, practicile profesorilor, metodele și textele pe care le folosesc se vor schimba foarte greu. Nu ne așteptăm ca de la o zi la alta să se reînnoiască bagajul de texte și de metode. Însă, semnalul meu de atunci a fost unul pentru înnoirea textelor și pentru adaptarea lor, astfel încât ele să fie atractive, să placă copiilor și să-i motiveze spre lectură. Sper și cred că au fost colegi care, cel puțin, s-au lăsat inspirați de dorința mea de a-i apropia pe copiii de carte, de citit și cred că rolul profesorului de română nu este numai să transmită cunoștințe sau să transmită noțiuni de teorie literară și de gramatică, ci mai degrabă să-i apropiem pe copii de citit, pentru că în felul acesta îi vom determina să citească și după ore, și acasă, și în timpul liber, și astfel vor deveni cititori mai buni și vom reuși să depășim cifra aceea îngrozitoare de 42% de analfabeți funcțional, care ne sperie astăzi și care, din păcate, este dovada eșecului sistemului nostru de învățământ. Știu că ați trecut de la predarea din mediul urban la predarea în mediul rural. Ce diferențe ați sesizat? Am revenit în mediul rural pentru că am mai lucrat în primul meu an de învățământ. N-aș putea spune că sunt diferențe între urban și rural din punctul ăsta de vedere. Adică copiii sunt aceiași. Copiii sunt la fel de dornici de a interacționa cu povestea, cu lectura, cu cartea, dacă reușim să găsim mijloacele prin care să ajungem la ei. Adevărul este că între cele două medii, între urban și rural, există o adevărată prăpastie, pentru că dacă ne uităm la rezultatele la evaluarea națională sau la rezultatele pe care le obțin copiii din rural și urban, vedem că sunt aproape polarizate. Adică există școli din România și ceea ce este trist și îngrijorător și absolut îngrozitor, în care nu există niciun copil în anumite sate care să fi luat măcar 5 la evaluare națională. Asta înseamnă că acei copii nu au nici măcar competențele minime de lectură și de scriere corectă a unui text, de formularea unui mesaj. Și evident că asta nu se întâmplă într-un singur an sau cu o singură generație, ci an la rândul scoatem generații întregi de copii din școlile acelea care nu reușesc să aibă competențele acestea minime de calcul și de lectură. Și atunci reușim cumva să obținem o medie națională la evaluarea națională, o medie în jurul valorii de 6-7. Asta pentru că notele acestea foarte slabe din rural sunt contrabalansate de notele bune și foarte bune din urban. Și atunci obținem o medie decentă. Adevărul este însă că între cele două medii e o adevărată prăpastie și trebuie să investim mult mai mult pentru rural, să aducem acolo profesorii cei mai capabili, care să reușească să ridice și ruralul acolo unde ar trebui să fie, pentru că toți copiii au nevoie de aceleași șanse la educație. De unde credeți că a survenit această prăpastie despre care mi-ați vorbit? Care sunt motivele? Cred că aici trebuie să discutăm tot despre mijloacele prin care atragem profesori în mediul rural. Pentru că, din păcate, nu există nici măcar o diferențiere salarială. Nu există una consistentă, astfel încât oamenii să se ducă acolo. Zonele rurale sunt departe de centrele urbane care formează profesori. Și atunci profesorilor le e mai comod să aleagă o școală aproape de casă sau un oraș în care locuiesc, decât să facă naveta într-o școală îndepărtată. Și de multe ori nici nu se plătește naveta. Și atunci de ce să facă efortul acesta? Profesorii trebuie motivați să ajungă acolo. Cum ar trebui să arate manualele moderne de limba și literatura română pentru gimnaziu? E greu să vă dau o rețetă pentru manuale moderne. Cred mai degrabă că manualul modern este cel pe care îl creează profesorul. Fiecare profesor cred că
trebuie să fie capabil și sunt convinsă că sunt extrem de mulți profesori care sunt capabili și chiar fac lucrul ăsta, să creeze propriile materiale adecvate și potrivite pentru fiecare clasă. Când investești timp și când investești emoție, copiii simt lucrul ăsta și ei simt că te-ai pregătit pentru o oră. Și atunci rezultatele sunt mult, mult mai bune, pentru că nu e vorba numai de a transmite cunoștințe și informații, ci de a transmite o încărcătură afectivă și o anumită implicare. Și copiii văd că tu ești altfel, te implici mai mult, ești mult mai apropiat de ei. Mi s-a întâmplat anul trecut și chiar și anul acesta să-mi spună copiii de clasele a 5-a, a 6-a, care ei sunt mult mai apropiați de profesor, să-mi spună, nu-i așa, doamnă, că suntem clasa dumneavoastră favorită, fără că eu să le spun asta. Și e interesant că mai multe clase mi-au spus același lucru. Ei simt că sunt importanți. Și atunci implicarea lor la clasă e mult mai mare. Mai citesc copiii în citesc. Ziua de astăzi? Citesc, bineînțeles că citesc și citesc chiar cu drag și sunt interesați de carte și anul trecut am făcut un experiment interesant despre care am mai vorbit, le-am cumpărat copiilor cărți personalizate și a avut un impact foarte mare ceea ce am făcut și aș vrea să reiau lucrul ăsta și anul ăsta. Anul acesta cu copiii cu care lucrez, iarăși am adus texte noi și au fost foarte, foarte atrași de cărți noi. În biblioteca școlii nu aveam cărți noi, adică erau cărți, dar mai degrabă cărți vechi și am reușit să obțin câteva donații și le mulțumesc foarte mult celor care au donat. Cărți noi, colorate, frumoase, cu perți cartonate, au avut un succes extraordinar și unele dintre ele, chiar pentru unele cărți, chiar avem cozi de așteptare, pentru că toți își doresc Războiul Limonadei și atunci, doamna, a venit Războiul Limonadei, mă treceți primul pe listă, că vreau eu. Și chiar își doresc să citească și chiar citesc. Știu că dumneavoastră ați elaborat și un manual de clasa 5-a. Ce are unic acest manual? Cu ce se diferențiază de celelalte? Este un manual construit de mine pentru copiii mei. Când l-am scris, m-am gândit întotdeauna la ce efect voi obține prin activitățile acelea de lucru și am avut în minte întotdeauna copiii mei de la clasă. Și asta vă spuneam și mai devreme. Fiecare profesor e capabil să construiască propriile materiale de învățare perfecte pentru clasa lui. Ce se potrivește la clasa mea și în relația mea cu copiii mei nu se potrivește la alt profesor și pentru alți copii. Acum dumneavoastră predați de pe acest manual? Îl folosesc, da. Folosesc materiale de acolo, nu în totalitate. În general, mi-am luat libertatea aceasta de a crea materiale din mers. Și chiar dacă am gândit la începutul anului școlar un material de lucru, se poate că la un moment dat să constat că nu se potrivește în totalitate și atunci voi modifica materialul acela, astfel încât să se potrivească în contextele de învățare pe care le creez. Se regăsesc aceiași scriitori din manualele celelalte și în acest manual? Știu că dumneavoastră vorbeați că n-ar trebui să mai regăsească, de exemplu, Mihai Eminescu. N-am spus că n-ar trebui să se regăsească, dar cred că pentru gimnaziu și pentru clasa 5-a, pentru că vorbim de un manual de clasa 5-a, cred că Eminescu este un autor foarte dificil, foarte dificil de înțeles și foarte dificil de receptat. Copiii de clasa 5-a, foarte mulți dintre ei, sunt abia la începutul activităților de lectură. Ei nu au bagajul emoțional și nici cunoștințele și nici experiența de viață să înțeleagă poezia lui Eminescu. Și atunci lectura devine sterilă, copiii nu se mai implică emoțional și în loc să-i apropiem de carte, de fapt îi îndepărtăm. Și adevărul este că noi, ca profesori și ca părinți, avem foarte puține șanse să-i aducem pe copii către lectură și către carte. Și șansele astea apar la începutul gimnaziului și se încheie atunci. De câteva ori în clasa 5-a îi putem aduce o carte nouă și iată, asta e o carte frumoasă, citește-o. Dacă pierdem încrederea pe care copilul ne-o acordă, îl pierdem definitiv și s-ar putea să nu mai recuperăm niciodată și el să nu devină niciodată cititorul pe care îl dorim. Cât de mult se implică sau dacă se mai implică părinții în această secțiune? În activitatea de lectură. Sunt foarte mulți părinți care mi-au cerut sfaturi și sugestii despre cum să-i convingă pe copii să citească. Cred că părinții pot, prin modelul propriu, să îi îndemne pe copii să citească încă de când sunt foarte mici.
pentru că atunci când vin la școală s-ar putea să fie prea târziu pentru unii copii. Adică interesul pentru carte trebuie dezvoltat înainte de școlarizare, până ca elevul să vină la școală. Dar profesorul are un rol esențial de a trezi interesul pentru lectura acolo unde acesta n-a fost trezit și ceea ce e minunat este că programa cea nouă ne încurajează să facem asta și sper ca cei mai mulți colegi ai mei să urmeze ceea ce sugerează programa. În linii mari, cum arată din punctul dumneavoastră de vedere sistemul educațional din zilele noastre, întregul sistem educațional? Nu este un sistem, e o întrebare foarte dificilă. Nu e un sistem performant, din păcate. Ne-am dorit să fie un sistem performant. Avem programe bune, programele cele noi. Avem oameni pregătiți, însă nu reușim să oameni pregătiți care să creeze materialele acestea, programele și curriculum. Însă nu reușim să pregătim profesorii într-o măsură corectă și, din păcate, ajung la catedră oameni care nu sunt suficient de pregătiți. Și cred că profesorul este cheia educației. Adică avem nevoie și de manuale, avem nevoie și de infrastructură școlară, dar mai ales avem nevoie de profesori buni, profesori pregătiți și profesori motivați. Și, din păcate, aici sunt foarte prost cu motivarea profesorilor, pentru că salarizarea știm că este proastă, profesorul nu se simte apreciat în societate, apreciat de părinți și nici de copii uneori, simte că și-a pierdut statutul de dinainte și nu reușește să se integreze în noua paradigma societății, nu își găsește locul. Și atunci, profesori demotivați, profesori slab pregătiți și de aici e foarte ușor să ajungem la un sistem neperformant. Și acolo unde există succes și acolo unde există reușite, o să vedem de fapt că implicarea părinților este foarte mare, că se apelează de multe ori la meditații și meditațiile sunt de fapt dovada eșecului sistemului nostru. Nu reușim să facem ceea ce ne-am propus să facem, să învățăm pe copiii anumite competențe, să-i ajutăm să obțină anumite deprinderi și atunci, pe lângă sistemul acesta educațional, mai avem un sistem paralel de meditații. Cea mai simplă dovadă a eșecului și, din păcate, este în defavoarea copiilor care provin din medii cu un nivel socioeconomic redus, care nu își permit aceste meditații. Cum mai poate fi salvat acest sistem educațional? Cred că sau trebuie... mai poate fi salvat? Cu siguranță poate fi salvat și cheia este exact acolo unde vă spuneam mai devreme, motivarea profesorilor și pregătirea profesorilor. Am vorbit de multe ori cu studenți în anii 2 și 3 la facultățile noastre și îmi spun că nu au avut șansa să predea, că deși au făcut practică pedagogică, au predat o oră sau două și ajung la catedră fără să aibă niciun fel de experiență și te trezești în fața unui grup de copii și nu știi cum să le vorbești și nu știi ce să faci și te trezești cu tot felul de situații pentru că nu e ușor să fii acolo, nu te duci la catedră și stai pur și simplu și îți faci lecția pentru că copiii de astăzi sunt mult mai activi și te provoacă tot timpul, adică e o interacțiune continuă și ei așteaptă semnale de la tine și atunci când nu ai niciun fel de experiență, e terifiant. Pur și simplu să ajungi în fața copilului și să nu știi ce să faci. Și, din păcate, mulți profesori tineri ajung în situația aceasta și de unde învață, aici e cel mai trist. Învață de la ceilalți din cancelarie și nu întotdeauna prind cei mai bine sau din amintiri. Și atunci, în felul acesta, se propagă aceleași practici pe care le-au învățat ei. Își amintesc ce făceau profesorii lor când erau ei elevi și încearcă să transpună în realitate, să aplice ceea ce își amintesc. Și asta nu înseamnă în niciun fel progres și nu înseamnă niciun fel că reușim să ne adaptăm la generațiile de astăzi, care nu sunt în niciun fel aceleași cu cele din trecut.
În ce măsură ați simțit influența politicului asupra sistemului educațional? Mă refer la atât la administrația locală a doamnei Gabriela Firea, cât și la influența guvernamentală. N-aș putea să spun, adică nu, în activitatea mea la catedră n-aș putea să spun că am simțit implicarea politicului. Însă este evident că schimbările în sistemul de educație vin dinspre guvern. Și cu siguranță ați văzut că au apărut în ultima vreme o serie de tendințe pe care eu le găsesc cel puțin îngrijorătoare și mă refer aici mai ales la dorința de a crea un manual unic, care nu e în niciun fel un progres pentru sistemul nostru de educație, dimpotrivă, e un regres, ne duce înapoi cu 20-30 de ani înainte manualelor alternative și ceea ce vrem să obținem astăzi este șansa unor copii, să le dăm șansa unor copii de a dobândi competențe, nu de a învăța conținuturi. Am reușit în 20 de ani să trecem de la conținuturi către competențe, să învățăm pe copii să facă, să realizeze cu conținuturi, da? Cu acele conținuturi, să realizeze lucruri și mesaje și așa mai departe. Și acum ne întoarcem înapoi, de fapt. Și asta mi se pare ceva îngrijorător și sper că vom renunța la ideea aceasta de manual unic. Deci, de multe ori, implicarea aceasta, nu știu, a politicului sau deciziile guvernului nu sunt întotdeauna cele mai bune și întotdeauna implicarea politicului în educație e defavorabilă și vorbim aici de directorii puși politic, da, de dinainte de examen, care în niciun caz nu și aveau locul la catedră și la conducerea școlilor. Avem acum un nou ministru al educației, în persoana domnului Valentin Popa. Cum vi se pare activitatea desfășurată de acesta până în acest moment? Adevărul este că nu am observat o activitate foarte ferventă a domnului ministru. N-aș putea să spun că am observat ieșirile Schimbări. dumnealui sau, da, sau dialogul sau discuții cu domnul ministru. Sper că activitatea lui va fi una bună sau cel puțin care să nu afecteze mai mult sistemul de educație așa cum este el astăzi. Dumneavoastră, ca profesor în România, simțiți vreo diferență între domnul Liviu Pop și domnul Valentin Popa, spre exemplu? Nu. Când ești profesor la catedră, simți foarte, foarte greu și foarte puțin măsurile directe ale miniștrilor. S-a întâmplat uneori să simțim măsurile miniștrilor și au fost chiar măsuri foarte interesante și care ne-au ajutat. Și aici mă refer la măsuri luate de miniștri anteriori. Însă, acum nu. N-aș putea să spun că se simte vreo diferență. Nici măcar la grila de salarizare. La grila de salarizare, da, e adevărat, au fost câteva creșteri. Au crescut sau au scăzut Au salariile crescut, profesorilor? cu câteva Ați resimțit? procente, da, ultima dată cred că chiar cu peste 10%. Acum e proaspăt. Dacă, spre exemplu, dumneavoastră mâine ați fi ministru educației, ce ați schimba? E o întrebare foarte dificilă. Cred că, în primul rând, ar trebui să ne concentrăm mai mult pe profesori. Și exact ce vă spuneam mai devreme, pe programe de formare a profesorilor și formare reală, autentică. În ultimele săptămâni am început un program, un curs, nu știu cum să-i spun, în care pregătesc profesori pentru titularizare și definitivat. Și ne întâlnim săptămânal și doamnele acestea, pentru că sunt numai doamne profesoare, doamnele își doresc foarte mult să învețe și vin cu atâta interes și cu atâta deschidere să ne cunoaștem, să discutăm despre ceea ce facem la școală. Profesorii își doresc să fie mai buni și își doresc să poată aplica metode noi și care să-i atragă pe copii. Dar câtă vreme nu reușim noi să-i aducem în acele centre și să-i învățăm cum să fie mai buni și fără să le cerem să se implice financiar în asta, cred că nu o să reușim să progresăm cu adevărat. Referitor la programa școlară, ați modificat ceva din ceea ce N-aș modifica există? programa școlară, ci mai degrabă aș da sugestii mai serioase despre cum ar
putea fi aplicată programa aceasta școlară. Pentru că programa e foarte frumos construită și permite alegerea unor texte foarte variate. Cel puțin programa aceasta de acum permite selectarea textelor din literatura română sau literatură străină. Am renunțat la gramatică, la anumite elemente de gramatică, la multă teorie literară. Ne permite să discutăm textele, să alegem ceea ce preferăm, să mergem pe lectură critică, pe înțelegerea textului. Deci nu programa e problema. Problema este felul în care alegem să punem în practică această programă. Și dacă alegem să folosim doar ceea ce ne oferă manualul, să ne limităm la manual, sau alegem să folosim texte care sunt pe gustul copiilor și pe placul lor. Doamna Tunegaru, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm pe la noi. Vă mulțumesc și eu, cu mare drag. Mulțumim!